BFM București FM 98,3, emisiunea de astăzi în comunitate, o nouă, să găsesc un clișeu din acela, o nouă dovadă a faptului că noi ne ținem de cuvânt. Discutam cu stimabilul nostru invitat de astăzi, domnul regizor Copel Moscu, în urmă cu câteva zile, despre o viitoare vizită. Și iată că ați sosit din nou, maestre, bine ați venit! Vă mulțumesc pentru invitație și dacă vă țineți de cuvânt, să știți că nu mai sunteți la modă. Da, da, corect. Stric tot farmecul. Sigur că da, aveți dreptate. Îmi cer scuze și promit că nu o să se mai întâmple. Da, da, da. Cătălin Duță și Răzvan Ursuleanu, două gazde în această emisiune. Cătălin, bine ai venit. Mă uitam la site Cinepolitica. S-a făcut frumos. Cinepolitica.ro. Da. Făcut, până la urmă, pornim de la câțiva ani, când primim o cutie cu ceva. Vedem acel ceva după ce deschidem cutia. Dar cutia are importanță foarte mare. Ambalajul contează, orice ar spune. Ori ambalajul este foarte frumos. E un site, vă invit să intrați, dragi prieteni, un site care te atrage, nu te gonește. Ori, apropo, în ziua de azi, tot mai rar găsești așa ceva. Stimabile, la cine așteptăm când pornim la drum? Acum vreau să vă... vreau să vorbesc cu ascultătorii voștri mai proaspeți, pentru că nu e prima oară când vin la emisiunea dumneavoastră. Aș vrea să-i asigur că acest festival Cinepolitica nu este compus din filme plicticoase, filme politice, filme care să-i indoctrineze. Dimpotrivă, din sute de filme, selecția s-a făcut din sute de filme care au și o valoare artistică. În afară de tematica foarte interesantă, inedită și pe care nu o pot găsi pe ecrane, eu aș zice că și valoarea artistică este importantă. Adică odată intrată în sală, sunt convins că nu te mai desparți cu privirea de imaginile superbe, uneori, unele câteodată imagine șocante, dar oricum este un festival de ținut minte. Deci vreau să o paranteză aici, apropo de ce spuneam, că e foarte interesant și vreau să rămânem un pic în zona aceasta. Ce înseamnă că în unele momente ale istoriei, unele cuvinte care nu au nicio vină, cuvintele sunt teoretic toate la fel, ele se găsesc într-un dicționar al unei limbi și au un sens. Numai că dacă sunt folosite foarte des, cu obstinație, puse într-un anumit context permanent, lumea începe să capete alergie la ele. Și la noi, cuvântul politică în sine deja dă reacții alergice. Și tocmai de aceea am descoperit acest lucru din ce în ce mai des. Că foarte mulți oameni care folosesc acest cuvânt într-un context sau altul, iată aici, într-un context cinematografic, încearcă cumva să le povestească celor care ascultă să știți că acest cuvânt în sine nu e neapărat nociv. Da, e adevărat că atunci când spui cuvântul politică, simți nevoia să-ți ceri scuze. Exact. Pentru că e atât de atâta haos în jurul nostru că nu mai înțelegem ce e politică, ce e șmecherie, ce e fraudă, ce habar, nu mai... Totul se amestecă într-o chestie care devine, cum spuneau pe vremuri bunicii noștri, nefrecventabil. Da. Dar, Cătălin, o secundă, înainte de orice, poți să-mi dai și mie ce carnețel de 10 minute mai dai? Așa pentru festival. Dă-mi și mie. Se poate împrumuta? Se poate împrumuta, chiar o să primești probabil și tu unul. Eu vreau să spun... Este invitația. Da, pentru... O idee foarte așa, interesantă, foarte de interesantă. De la bun început așa am avut, cred că am acasă... Suntem la 7-a ediție și la fiecare ediție am avut de culori diferite în funcție de tematica festivalului și, vedeți, și pentru câteva zile, uitați-vă la copertă, devii cetățean al Republicii Cinepolitica. Dar pentru asta trebuie să primești viză. Corect. Posesorul acestei invitații scrie cu roșu la sfârșit foarte clar, deci nu există discuție aici. Posesorul acestei invitații beneficiază de intrare liberă, în limita locurilor disponibile, la toate proiecțiile și evenimentele din cadrul Festivalului Internațional de Film Cinepolitica. Deci ajuns acolo și dacă sunt locuri și le-a arătat, practic nu crâcnește nimeni. Evident. Vreau să citesc tot de pe ultima pagină, apropo de discuția cu politicul, așa, e trecut aici un citat din Republica lui Platon, care spune așa: unul din pericolele dezinteresului față de politică este că ajungi să fii guvernat de către inferiorii tăi.
Și tot pe această pagină finală, care mi se pare foarte importantă, domnule Copel Moscu, scrie așa: cine politica, not so politically correct since 2012. Adică nu mergeți pe politica cu atitudinii politice, no, de la bun început. Da. De pildă, da, e foarte important citatul ăla din Platon, din Republica, pentru că vreau să fac un apel la, hai să spunem, la tinerii noștri ascultători, să citească Republica lui Platon. Vor avea niște revelații, hai să spunem, devastatoare. N-a învățat nimic omenirea în atâta mari de ani? Omenirea nu învață niciodată nimic. Fiecare generație se redescoperă, fiecare generație are regulile ei, are felul de a gândi. E adevărat, omenirea evoluează. Nu totdeauna în bine. De pildă, e o tematică a viitorului meu film. Vreau să spun un exemplu. Ne puteți povesti? Da, povestesc doar de așa teoretic. Da, puțin. Deci pe mine era o zi de iarnă friguroasă, îngrozitoare, cu viscol, și eram într-o cârciumioară la șosea, da, cu un prietenaș, schimbând o vorbuliță. Ei, și a venit un negustor ambulant de cărți și a încercat să ne vândă. Bineînțeles că numai asta ne mai lipsea, e cam bancul cu ginecologul, știți? Numai asta ne mai lipsea nouă. După încă 8 ore și în apropierea Crăciunului să mai cumpărăm cărți. Nu era cazul, măcar era vacanță. Și am refuzat, omul s-a reîntors și m-a recunoscut, nu că aș fi o personalitate recunoscibilă, dar probabil că am mai avut de-a face cu el. Eu sunt și bibliofil cumva. Și zice: domnul Moscu, vă fac cadou. Ce credeți că era? Infernul lui Dante. E, cum să faci cadou în ajunul Crăciunului Infernul lui Dante? Inițial n-am vrut să-l primesc. Acea carte? Sau el a luat pur și simplu una de acolo? Sau a venit cu acea carte să vă ofere? Ei, clar, nu știu, nici în ziua de astăzi. Omul mi-a oferit o carte cadou. A oferit-o și dacă știam ce e, într-o frumos legată, interesantă, ca, dar aș fi refuzat-o, cu, mă rog. Era o zi friguroasă, cum spuneam. Poate a vrut să încălzească puțin. Probabil. Ei, nu, ce vreau să spun aici? Ei, cu ocazia asta m-am informat mai bine despre Dante, despre trilogia lui și așa mai departe. Ei, acolo în Dante, în Infernul lui Dante, sunt pedepsiți în cercurile infernale tot felul de păcătoși care, mă rog, din punct de vedere politic, revenim la politică, greșesc sau nu greșesc. Am să vă dau un exemplu. Pe cercul infernal al patrulea, mă rog, nu rețin, nu am memoria atât de bună, dar pe unul din cercurile infernale erau egal pedepsiți atât risipitorii cât și zgârciții. Într-alt cerc infernal erau pedepsiți dătătorii de sfaturi rele, etc., etc. Multe păcate de tipul ăsta care astăzi nu mai sunt recunoscute ca păcate, intră ce în ca viața, virtuți. Ca virtuți, intrăm într-o zonă, de asta vă spun că fiecare generație, fiecare epocă are păcatele specifice. Ia să ne gândim noi la ce se întâmplă la ora actuală, în general cu trendul politic, populist din toată lumea, sunt păcate. Acolo pentru Dante erau impartonabile, dar la noi creze cercuri. La noi sunt virtuți. Adică vreau să spun că și iadul s-a micșorat, nu mai era ce era. Da. Spuneați, eu nu știam, vă spun sincer, maestre, că nu știam că la toate edițiile a fost câte un pașaport. Ții minte că data trecută, când ați vorbit despre una din edițiile trecute, cred că ați uitat pașaportul acasă. Nu l-am uitat acasă. Sau nu l-ați arătat, poate. Nu l-am arătat. Nu părea mai om care necesită. Nu, că în general dau tuturor celor care vor să vină la
cine politica dau această invitație, dar probabil că a fost o scăpare de-a mea, recunosc și îmi cer scuze. Acum, a fost în sensul acesta. Nu spuneam doar acum, că Răzvane, nu știam. Răzvane, n-am să te uit niciodată. Mulțumesc, bă, Cătălin a primit... Cătălin, nici pe Cătălin n-am să-l uit niciodată. A primit. Cătălin, tu la câte ediții ai fost? Uite, nu te-am întrebat. La toate. La toate, nu? El este încerc să ajung peste tot cât pot, cum pot, și asta mă bucuram că filmul să începe cu... Să te întreb și pe tine, pentru că, în mod evident, domnul Covoi, Moscu este subiectiv. Chiar dacă își propune să nu fie, va fi, măcar și un pic. Tu ai fost la toate edițiile. Nu o să rog pe dânsul, o să te rog pe tine. Să povestești câte ceva sau ceva sau un lucru pe care nu o să-l uiți niciodată de la una dintre ediții, un lucru aparte. Sau un film aparte. Deși cred că au fost foarte multe. Camp 14, îți aduc aminte ăla despre coreanul fugit, ai apucat să-l vezi? Nu. Momentul ăsta nu mi-a apucat. Chiar acum vreau să... Un film despre un corean fugit? Da. Excepțional film. S-a scos și o carte. A apărut o carte la noi în librării. Camp 14 se cheamă, deci Lagerul 14. Dar îl las pe Cătălin să vorbească și după aceea intervine. Da. O să vă spun trei cuvinte despre chestia asta. Nu, ideea este că sunt într-adevăr filme deosebite și asta vreau să spun acum, printre altele, că pentru a veni la filmul ăsta am scăpat o vizionare de presă cu filmul de deschidere al festivalului, așa că mă bucur că o să-l văd în cadrul festivalului. Se intitulează în original Auf dem Nichts și vorbeam cu domnul Cope Moscu că traducerea în românește în întuneric nu e tocmai potrivită, aia în engleză parcă ar fi ceva mai bine in the fade. Pentru că Auf dem Nichts s-ar traduce practic din neant, apropo că discutam de... Da, și In the Fade e, nu e chiar traducerea exactă, deși sună bine. Atenție că aici este, aici e chestia, apropo de cunoaștere puțin a artei cinematografice, fade in, fade out, sunt termenele pentru întunecare, cum au tradus până la un moment dat. Pentru leșin? Cred că și pentru leșin? Și fade, da, dar cinematografic vorbind, asta este termenul pentru întunecare. Dacă ți-aduci aminte, în filmele foarte vechi era, se închidea scena în trecerea negru, exact. Sau invers, din negru iluminarea fi venit contrariu. Cât deci, poate să strice, să nu uit întrebarea asta, cât poate să strice traducerea unui titlu? Enorm. Vreau să spun că sunt specialiști în PR și în marketing. Acest specialist schimbă câteodată numele să-l facă mai comercial, mai atrăgător, mai, hai să spun, abordabil pentru spectatorul de rând. Nu uitați că filmul, înainte de toate, o să vă mire ceea ce vă spun, este o marfă. El trebuie să se vândă, pentru că asta e rațiunea lui de a... Ca să mai existe și alte filme în continuare. Sigur că da. E o afacere, e o, în primul rând o afacere și după aceea, dacă există artă, dacă există, să discutăm cu autorii. Dar el este o afacere. Deci el trebuie să vândă și atunci trebuie să aibă un titlu atractiv. Deci contează enorm de mult cum îl denumești. Și cum îl traduci. Da, eu vreau să vă spun un exemplu ăsta. Eram la cinematograf și am văzut, apropo de ca să înțeleagă lumea despre ce-i vorbă, a venit un tânăr mai provincial așa cu iubita lui la casa de bilete să cumpere un bilet și a cerut dați-mi și mie două bilete la filmul Între blocuri și a spus domnule, nu se cheamă Între blocuri, se cheamă Între dealuri, a lui Mungiu. Și a plecat, a fost foarte nemulțumit. Între dealuri nu-l interesa. Da, îi mutase vizual acțiunea din mintea lui. El s-a gândit că o să vadă ceva interesant între blocuri. Unde se simțea bine. Da. Un exemplu minimal de marketing. Corect. Da. Cu asta ne-am lămurit. Apropo de traducere, mă gândeam, contează foarte mult cum sună în limba respectivă, chiar dacă e un singur cuvânt care îți dă titlu. De exemplu, stalker, despre care ne-am mai vorbit, în românește cuvântul călăuza sună foarte bine, dar nu sună la fel de bine în toate limbile. Drept care foarte mulți au păstrat stalker. Da. S-a și făcut un joc pe calculator, evident că l-au făcut americanii, și au păstrat stalker.
Pentru că, apropo, vinde mult mai bine. Ești elementul de mister în care fascinează. Dacă traduci pur și simplu cu acel cuvânt, să nu mai vorbim, ții minte când au tradus la noi Terminator cu Terminatorul. Terminatorul este cumva e un film care, la care nu m-aș duce, sună la vârsta aceea nu m-aș fi dus. Terminator este de fapt titlul care rămâne. Împreună cu filmul acela, așa cum era de spuneți, că într-adevăr poate modifica și altera un prezența publicului. Și cu ocazia asta, iarăși apropo de marketing, aș vrea să aduc un omagiu unui mare autor de filme, Miloș Forman, care s-a stins din viață acum câteva zile și cumva într-o mare măsură îi datorez apetența mea pentru cinema, pentru că m-am dus în adolescența mea la un film care se cheamă Asul de Pică și mă gândeam că e un film cu jocul de cărți și în felul ăsta o să învăț să joc și la poker și o să văd un film cu jucători de poker, de ceva pasionat. Ei, când colo era cu totul altceva, dar m-a fascinat, a rămas în sală și a mai venit de câteva ori să-l văd, pentru că nu puteam să înțeleg cum un om poate să surprindă atât de fin. Eram doar un adolescent și atunci m-am hotărât să urmez și eu drumul nu de-a masculin al cinematografiei. Ăla a fost momentul? A fost unul din momentele când Forman m-a fascinat. Asul de Pică. De fapt, titlul original este Cernete Peter, adică Peter cel Negru, dar ai noștri l-au pus Asul de Pică, tocmai că, plus că mai erau și alte filme cu conotații asemănătoare, care erau cu puști, cu, pe vremea aceea era mare consumator de vinetu, adică da, orice, da, da, adică lucruri rafinat. Cu și Pierre Brice. Pierre Brice, sigur că da. Ei, Pierre Brice juca, era în toate coproducțiile posibile. El a jucat, mi se pare că și în... Și la noi. În Dacii, cred că a jucat. Cred că el era unul din generalii romani. Da. Exact. Da, Pierre Brice, da, da. Adică era prezent peste tot. Dar era prezent bine, se potrivea perfect în acele roluri. Da. Și iată că pornisem pe discuția. E lungă discuția, adică apropo de numele unui film și marketingul lui. Acum a căpătat niște rafinamente atât de complicate și costisitoare că nu e greu de povestit. Adică... Mai să vreau să mai întreb un lucru apropo de regizor, că m-am gândit de multă vreme. Cumva am simțit, am crezut că e o disfuncție a mea. Înainte, la foarte multe filme, văzând filmul, intuiam, dacă nu știam cine e regizorul, pe parcursul filmului intuiam cam cine este. Nu la toate, la multe. Știam, era culoarea aceea pe care un anumit regizor o dă. Doar el. Ceva, chiar și un cadru, nu știu, o secvență, un mod în care sunt așezați doi oameni care discută. Și știai cine e regizorul. Astăzi e mult mai greu. Și vreau să vă întreb, a scăzut calitatea, la modul general, a regizorilor? Sau se merge atât de mult pe șabloane cinematografice încât sacrifici din propria ta personalitate pentru a fi în curent? Fără îndoială. Acum, în cele mai multe cazuri, evident, nu mai avem cenzură. Dar există una de tip economic. Producătorul acum are un cuvânt greu de spus. Cel care dă banii, cel care vrea să-și recupereze banii. Și fără îndoială, câteodată sunt mari discuții. Sunt metode diferite de a face film, de a duce un film până la capăt. Știți bine că în Statele Unite regizorul doar filmează materialul, există altcineva care montează și așa mai departe. La noi, în Europa, hai să spunem, regizorul stă și la montaj, stă și la sonorizare, deci el e marele creator. În alte părți, lucrurile sunt făcute. Pe de altă parte, în Statele Unite, că de asta fac ei filme atât de vandabile, există un focus group care își dă cu părerea înainte de lansarea filmului dacă filmul cam ce vrea lumea. Adică e un fel de mic referendum. Votează pentru... Sunt tot felul de mijloace ca să nu pierzi bani. Ei, din acest motiv câteodată aveți impresia că e vorba de o globalizare stilistică. Dar, pe de altă parte, haideți să vă spun, regizorii cu personalitate puternică, regizorii care sunt
hai să spun, calați pe un anumit trend și sunt indestructibili și pun amprenta lor artistică și recunoști indiferent de focus grupuri. De focus grupuri și de producător. Ei sunt mai puțin supuși la compromisuri. Dar, oricum, un lucru bun, evident că este acceptat și de producător, să nu se crede că producătorul este diavolul. Nu, dar vrea ca produsul lui să îl înțeleagă cât mai multă lume și să scoate cât mai mulți bani din încasări. Asta înseamnă că în România încă există un avantaj pentru regizorii români? Fără îndoială. Pentru că la noi, evident că nu poți să te focusezi, că am folosit alt termen cumplit, pe recuperarea de bani și înmulțirea lor atunci când realizezi un film. Pentru că nu se va întâmpla acest lucru niciodată. Niciodată nu o să fie văzut un film. Nu niciodată. Niciodată acum, în zilele în care trăim. Poate mai încolo. Nu o să fie văzut un film românesc de zeci de milioane de oameni. Ne dorim, dar încă nu. Și atunci, pur și simplu, te strânge în jurul artei pure. Așa cum o simți. E adevărat, dar cinematografică destul de laxă la noi. Dar să știți că este un fenomen european. Europa nu prea face afaceri din filme. Rare sunt filmele europene care reușesc să-și scoată cheltuielile. Să-și le scoată? Să-și le scoată măcar, dar afacerile, ele sunt în general ajutate de către stat. Cu ajutoare de stat se fac foarte multe locuri din Europa, filmele se fac în continuare cu ajutoare de stat. Sunt filme minunate, filme absolut emoționante și cutremurătoare câteodată și mirobolante și cum vrei să le numești, care din când în când le mai văd, care nu ajung la noi, pentru că evident nu au o piață de desfacere. Păi, maestre, explicați-ne. Nu sunt cumpărători de bilete. Publicul european, evident, publicul european de film, evident că înțelege și apreciază filmele. În Europa, de asemenea, se fac filme foarte bune. Cum de publicul european, în continuare, deși e conștient de faptul că există producții minunate despre care se află de la televizor la știri și se duce în continuare la cinematograf, la filme făcute în America, unele dintre ele fiind proaste, la ieșirea din sală spunând acest lucru, domne, ce film prost am văzut, doar s-a întâmplat de atâtea ori, după care în săptămâna următoare se vor duce tot la o producție făcută în Statele Unite și nu la una europeană care va sta cu sala goală. De ce nu se întâmplă asta? Nu neapărat, dar cumva se întâmplă. Da, se întâmplă pentru că cei care au anumit tip de gusturi sunt mai mulți. Evident că există și o categorie de spectatori pentru filmele de artă, fără îndoială, nu? Care le caută pe acestea. Dar e un raport foarte, foarte nedrept. Da, nedrept între cheltuielile care trebuie să recuperate și filmele americane, pentru că cinematograful, hai să fim serioși, este entertainment. Deci omul se duce la cinematograf să cumpere popcorn, cola, cinema. Deci cu asta a rezolvat întâlnirea de sâmbătă seară cu iubita. Da. E cea mai ieftină metodă de a scoate iubita în oraș. Cum s-au pierdut? Pentru că existau nuclee, fortărețe europene de film, de exemplu, de comedie. Adică lui de Funès sau, mă gândesc la francez, sau Piedone. Deci umpleau sălile în toată Europa. Făceau încasări acele filme. Fără adică îndoială. Existau niște... au existat în istorie niște puncte din acestea puternice, chiar și sub formă de comedie, nu contează. Erau realizate pentru a se face încasări. Existau serii interminabile, țin minte cu Piedone, cred că le-am văzut pe toate de nu știu câte ori. Dar toată lumea le vedea pe toate de nu știu câte ori. Iată, rațiunea economică era satisfăcută. S-a pierdut. Europa a uitat să facă filme din acestea cu personaje nemuritoare? Nu, genului de Funès? Nu cred în... Lumea și-a schimbat paradigma cumva, dar vorbesc lumea cinematografică și-a schimbat paradigma, dar lucrurile sunt în continuare foarte interesante. Noi avem o piață destul de restrictivă. De pildă, am să țin, poate asta mi-aduce spectatori mai mulți în sală, primul film din deschidere, care se cheamă In the Fade, care l-a pomenit deja Cătălin, are rating 18. Deci nu vă luați copiii în acest film. E un film mai dur. E un film foarte
Ele, cu el se deschide festivalul, nu? Se deschide festivalul. Da. Da, și este, și probabil că va continua și pe ecrane. Dar la noi avem deschidere, avem premiera în România. Să spunem, mâine, miercuri, la cinema Elvira Popescu, la ora 20, este filmul În Întuneric. Și un regizor extraordinar, Fatih Akin. Da, într-adevăr, e un mare artist. Însă, povestea este extrem de crudă. Și este după o poveste adevărată sau o poveste adevărată. Joi, e inspirat, nu este inspirat, un documentar. Da. Este, mă rog, inspirat din... Poți să trec în revistă, da, sigur că programul? Da. Da, și putem să ne și oprim puțin la fiecare. La fiecare. Deci, miercuri, asta este deschidere, etalarea. Da. În Întuneric, reamintesc, mâine, miercuri, la cinema Elvira Popescu, la ora 20. Acestea sunt și orele, 18 și 20. La sunt care două spectacole. Două spectacole joi. Unele sunt în, hai să spun, într-un spectacol competițional, deci avem și un juriu, și altele sunt evenimente speciale cinematografice care, la care am simțit noi nevoia să reamintim, de exemplu, anii 68, povestea anilor 68 din Franța, care se pare că la ora actuală este extrem de vie, și acum la aniversară, nu? Vorba lui Eminescu. Da, da, da. La aniversar se pare că sunt mari probleme și în Franța, e grevă generală, se tinde spre o grevă, mă rog, o situație revoluționară. De 50 în 50 așa. Da, măcar așa. Pur la bombuș. Țin minte, data trecută vorbeam și cred că e valabil și pentru astăzi. E bine oamenii să vadă aceste filme pentru că va fi foarte greu după aceea, nu-i așa? Majoritatea filmelor pe care prezintă în Cinepolitica nu apar pe ecranele românești. Ele sunt obținute cu cheltuială din alte parte și am dreptul la una sau două vizionări în cadrul acestui festival. Care, da, așa că dacă vreți să le vedeți, oameni buni și dragi prieteni, da, cam astea ar fi momentele. Încerc să mai explic ascultătorilor dumneavoastră care este avantajul vizionării festivalului Cinepolitica de la cap la coadă. Eu vă garantez că după ce veți ieși de la Cinepolitica, veți fi cumva vaccinați pentru toate relele politice, o să înțelegeți mai bine ce se întâmplă de desubtul actelor politice, o să vedeți oameni buni, oameni răi, perverși, ciudați, oameni care vă mint în față. Eu zic că e bine, e un act de maturitate politică. O să știți data viitoare pe cine, vaccin e cum de acord toată lumea. Da. Pentru că, așa cum zicea Platon, dacă disprețuiți politica, s-ar putea că și politica să vă disprețuiască pe voi. Da, adică cam se întâmplă lucrul ăsta. Da. Adică neparticiparea la viața politică, la care la noi pentru oamenii obișnuiți înseamnă votul. Trebuie să știm exact. Sigur că există riscul ca să votăm și să fim dezamăgiți, dar cel puțin încercăm. Și trebuie să fim foarte atenți să demontăm toată această minciună politică atunci când există și să luăm într-un fel, sună cu un limbaj de lemn, așa, dar să luăm o poziție, să fim proactivi, pentru că dacă suntem indiferenți, și indiferenții sunt pe un cerc infernal, puși deoparte, să știți că și indiferenții, cei care nu interesează nimic, sunt undeva în Dante, pedepsiți pe al patrulea cerc, sau nu mai țin minte exact. Dar e un păcat, da, de moarte. Cei care pot face bine și nu fac, contribuie și ei la răul lumii. Deci, da, sigur că da. Dacă îmi permite să intru și în zona aia noastră teologică, da, da, da. Spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură că pe cel călicel îl voi scuipa din gura mea. Apropo de indiferență. Și mai spun Sfinții Părinți că dacă nu faci tot binele pe care l-ai putea face, e ca și cum ai face răul. Iată. Asta apropo de... Deci Dante era inspirat și el tot de Scriptură când a scris acolo, dar într-o formă mai pentru toată lumea, așa. Sunt două săli în care vor fi filmele. Joi, de exemplu, vineri,
va fi, vor fi două filme de la aceeași oră, așa că aici va trebui să alegeți. La ora 18, la Elvire Popescu, The Cleaners, filmul The Cleaners de la ora 18, și la Institutul Bala și Porta Voce, tot de la ora 18. Amândouă sunt filme interesante, pentru că... Asta vine în ultima zi și... Porta Voce este o coproducție România-Germania din 2017, un film de o oră. E vorba de cultura protestului la noi în țară. E un documentar despre protestele care au și lumea, dacă vrea să se revadă, are această posibilitate, că au fost filmați îndeaproape și cu mare atenție și or să se vadă pe ecran. În felul ăsta, poate ei nu știu, dar au fost filmați. Eu știu de această, sau au fost câțiva oameni în public care au filmat atitudinile lor. Iar Cleaners, știți despre ce e vorba. E vorba despre cei care, hai să nu spunem, nu cenzurează, dar sunt angajați unor companii de IT care curăță, cosmetizează internetul, scot lucrurile care sunt neortodoxe, adică lucrurile... La figurat sau la propriu? Nu, la figurat, evident. Pentru că, adică lucrurile care nu țin de... țin de morală, de calomnie, de, mă rog, dar în același timp, foarte ciudat, modifică ceea ce noi numim libertatea informațională. Ei sunt niște victime colaterale acestei chestiuni, iar noi suntem victimele directe, că nu putem ști totdeauna exact ce se întâmplă, pentru că nu avem acces 100% la informații. Corect. Nici n-am putea, nu, nici unii chiar nici n-ar dori să aibă, dar iată că interesantă este tehnica lor, tehnologia lor și trage cumva perdeaua spre această zonă tenebroasă a cenzurării încă internetului. Încă pe spatele bibliotecii. Exact. Da, și stați că încă n-ați văzut totul, cum se spune. Da. Joi să discutăm despre fiecare, să nu se încheie emisiunea fără să spunem filmele, să vorbim despre titlul lor măcar. În sala Elvire Popescu, ambele producții, de la ora 18 O Fathers and Sons și de la ora 20 The Invisibles. Da. Așa ce suntem noi? Nu. Hai, mai, ne vedem acum pe internet, te rog frumos. Hai să spun și două cuvinte despre fiecare. Vă rog. Father and Son este vorba de o familie din Siria care... E vorba de jihad, de felul în care sunt crescuți fundamentaliștii și cei care se sacrifică în numele acestei idei. Din păcate, un film crud, un film care a luat premiul la Sundance, festivalul, un cineast talentat de altfel, a urmărit timp de 2 ani de zile o familie care era pregătită pentru sacrificiul suprem, pe care îl știți. Atentate, mă rog, e prea crud să amintesc această chestie, dar e un film extrem de interesant și aproape surrealist. Iar celălalt film, The Invisibles, e o chestiune care se întâmplă în al doilea război mondial, o chestie stranie, punct de vedere al credibilității, e și asta un fel de science fiction, dar se pare că sunt documente care atestă realitatea acestor, în timpul celor de-al doilea război, în Berlin, câțiva evrei reușesc să se ascundă, își au alte identități și sunt niște actori excepționali, un spectacol extraordinar de actorie, aș putea spune, dar... După o poveste reală și aici? Sau? Se spune că e o poveste reală. E foarte greu de crezut că au putut să reziste perioada războiului într-un Berlin atât de... Ahtiat după nimicire și căsăpire. Exact. E o propunere de film și vom vedea, spectatorii n-au decât să tragă concluziile pe care doresc. Oricum e un film foarte dramatic și foarte tensionat. E un lucru foarte bine făcut, în primul rând. Cătălin, există
Ascultându-l pe maestru Copel Moscu, mă gândeam dacă există comunități virtuale unde se poate discuta despre filme. Da, evident. Mă gândeam să și vorbim la un moment dat despre ele, pentru că despre cărți știu că există. Sunt unele locuri în care oamenii discută și bloguri și așa mai departe, unde se poate discuta despre anumite cărți, despre toate cărțile la modul general. Despre filme cred că sunt mai puține. Deci, nu, nu. Gândește-te că totuși filmul este, audiovizualul este caracteristic pentru secolul 20, secolul 21, mai mult decât cartea. Tocmai de aceea. Și mă gândeam că o discuție ar fi interesant ce simt oamenii imediat după ce ăla e momentul. Avem o pagină de Facebook, avem un site. Unde poți scrie cinepolitica.ro, www.cinepolitica.ro. Acolo așteptăm opiniile. Poate fi sub formă de rugăminte, chiar sunteți invitați să spuneți ce... Sigur că da. Deci fii convins... Ne-ar ajuta pentru viitor. Dacă, mă uitați, maestre, gândește-te, de exemplu, Cinemagia, unul dintre cele mai vechi site-uri la noi de film. Există rubrica de comentarii la fiecare film. La unele sunt comentarii, la altele nu. Există și acolo cleaners care mai au grijă să mai scoată și formulările mai puțin civilizate, dar tot mai apar, adică sunt de multe ori comentarii la comentarii la comentarii. Deci asta este, era imposibil să nu existe așa ceva acum, deși, mai scut de Facebook. Deși ar fi cunoscut termenul cleaners, pentru cei care nu știu limba engleză, sunt cei care curăță, deci curățitorii, cam așa s-ar traduce. Și e foarte interesant că acest termen de cleaners e în domeniul IT, în domeniul internetului. Exact. Curățitorii de internet. Cleaners, ții uite că a văzut The Cleaners și un film cu Forest Whitaker. Cleaners sunt și cei care mai asasinează, care îndepărtează persoanele nepotrivite contextului, cei care curăță urmele după o crimă și așa mai departe. Deci, de fiecare dată cuvântul este asociat cu o zonă mai sensibilă. Sigur. Să tocmai de asta are dublu sens. Exact. Și mă uitam la titluri, că vorbeam la începutul emisiunii, foarte bine alese, adică în mod evident că te cheamă. E prima invitație, de fapt. Cred că titlul unui film e prima invitație. El reprezintă și coperta în același timp. O carte are un avantaj mare. Și titlul și coperta în sine. Pe când la titlu, dacă auzi, cum vedem aici? Porta Voce sau The Cleaners? Trebuie să și vezi. Exact, exact. Așa trebuie. Apropo de asta, știi că în comentariile mele la filmele care rulează pe ecrane în mod obișnuit, de multe ori am reacții destul de urâte la modificarea titlului original. Nu de multe ori, de foarte multe ori. Nu sunt chiar ăla rău. Dar sunt cazuri în care titlurile respective fie explică conținutul filmului, ori realizatorii au vrut în mod special să lase un titlu puțin ambigu, tocmai ca idee și de atractivitate. Și să-l ajut puțin, acum mi se pare și normal să-l ajut și pe cel care e prezent în sală, să pună de la el, din exact, mintea lui, să contribuie și el cu ceva, adică să fie participant la filmul ăla, nu doar popcornul și sucul și restul nimic. Corect. Sau sunt pleonastice, tautologice, de multe ori, adică... Da, redundante, repetă, exact. Redundante. Ceea ce mi se pare o prostie. Să lăsăm totuși publicul să aibă și propria sa participare și să nu-l prostim cu totul, că nu asta este ideea. Maestre, de la începutul emisiunii, așa cam din 5 în 5 minute, mă uit la tricoul lui Cătălin, ce înseamnă cât de mică e lumea și are un tricou pe care scrie EVE Online. EVE Online e un joc, unul dintre cele mai vechi jocuri online. Cred că sunt 15 ani sărbătorit acum 15 ani, cu acțiunea care se petrece în spațiu și care a evoluat odată cu tehnologia. Și firește, sunt generații după generație, joacă acum copiii celor care au început să joace. Și mă gândeam, discutăm despre film, este prezent și un preot aici, Cătălin Duță, care evident că vine cu un tricou pe care scrie EVE Online, un joc pe calculator. Da, ca o paranteză așa, n-am nicio legătură, dar sunt tare curios. Cum Dumnezeu a ajuns în posesia unui astfel de tricou? Foarte simplu. Nepoata mea a fost tester acest joc. Am înțeles. Așa. Și ai primit cadou pe care de consecință. Exact. Cât a lucrat în Islanda,
la Reykjavik, se ocupa și de jocul ăsta, printre altele. La acest festival, cei care vin vă pot întâlni? Vreți să fiți și întâlnit? Sigur că contează, da. O să avem multe acțiuni, hai să spunem, după vizionarea filmului. Putem vorbim... invitați. Da, da, da. Și va fi o sesiune de Q&A în care încerc să aduc niște oameni care chiar să pricep mai mult ca mine la politica noastră, politica globală, care încearcă să explice, să încerce să explice și istoric și moral, mă rog, după ce se încheie filmul, după, nu? Ce se încheie filmul, deci oamenii doar pot rămâne și participa. În unele situații, nu, da, la, da, chiar la fiecare, da, dar scrie în program. Dacă se uită lumea, spectatorii noștri sunt mai inteligenți ca mine, asta e regula. Vor găsi Baca mine. Cinepolitica.ro, să reamintim, dacă n-ați intrat de la început, nu sunteți prezenți de la început în emisiune, site-ul cinepolitica.ro, aici puteți să găsiți programul complet. Să vă dau doar un singur exemplu. Am selectat în mod... O să spuneți, o să întrebați, bine, dar ce caută la Cinepolitica acest film? Bine, dar ce caută la Cinepolitica acest film? Da. Că ați zis că o să am întrebat, da. Întâi să vă spun despre ce film e vorba. Un pas înaintea Serafimilor, îl consider un film politic foarte sănătos, un film foarte bun. Realizatorul acestui film, Sandu Daniel, e și în juriu și va fi după proiecție să răspundă spectatorilor, pentru eu consider că acel film despre biserică conține de fapt în nuce un mare păcat omenesc, vorbesc în conținutul dramaturgic al filmului, care se numește delațiune, trădare, minciună, trufie, toate păcatele pe care le știm noi din prezente, cele pe acolo. Da, exact. Și ziceți că s-a micșorat, nu s-a mărit la câte păcate sunt? Nu s-au mărit? Se pare că din ce în ce mai... S-au făcut camere suplimentare. Paradoxal. Acolo sunt investitori imobiliari. S-a micșorat. Din ce în ce mai puțin păcătoși pătrund acolo. Uitați-vă la ce se întâmplă și la noi. Chiar și la noi. Din ce în ce mai puțin păcătoși în infern. Din potrivă, ajung în paradisuri. În toată Iată. Dar sunt terestre, paradisul, exact. Paradisul terestre. Acolo, nu știu, terestre și provizorii. Cam exact. Așa ceva. Să știi că filmul ăsta, Un pas în urma Serafimilor, vorbește foarte mult și despre sistemul de învățământ de la noi în general, nu neapărat doar cel teologic. Dar gândește-te la paradigma delațiunii, care este extraordinar de bine surprins acolo, delațiunea cu D mare, dacă vrei, sau cum vrei să o numești, în care înțelegi cam cum se făcea șantajul, și vorbesc de pe vremurile când era securitatea și... Exact. Păi, practic, acel popă, se pare că biserica, un securist. Da, comportament. Dar vreau să atrag atenția că acțiunea se întâmplă în zilele noastre. Mai pe la început, după 89, dar nu, așa, undeva pe acolo, că n-au telefoane mobile, mașinile sunt care sunt. Exact, deci, înaintea de apariția telefoanelor mobile. Dacă îmi permiteți, pentru că ne apropiem de final, o să vorbesc puțin și despre echipa de la acest festival. Directorul festivalului prezent în această emisiune, invitatul nostru, și mii de mulțumiri că ne-ați onorat cu prezența. Și eu vă mulțumesc. Domnul Moscu Copel, director artistic Marius Copel, producătorii festivalului Marius Copel și Mihai Velcescu, PR și media manager Simona Rădoicea, care a fost și ea de-a lungul timpului prezentă în emisiunea noastră. Și țin minte că în urmă cu niște ani, nu foarte mulți, am discutat despre o ediție trecută, da, cu Simona Rădoi. Social media content manager Dona Teșkovski. Nu o să citesc toată echipa, dar vreau câteva nume să le menționez, pentru că sunt convins că toți oamenii ăștia au muncit foarte mult. Răzvane, și două lucruri nu trebuie să scăpăm neapărat. Filmul de închidere, pentru că este vorba de un coleg de-a lui Miloș Forman, practic, Martin Sulic. Așa, și eu o să fac o invitație în numele domnului Copel Moscu pentru astă seara la ora 18 la Muzeul Țăranului, pentru că rulează filmul despre care am vorbit mai mult data trecută, și anume Comoara Naivă, care a fost lansat vineri, tot acolo. Și ar fi să nu creadă lumea că e film politic. Este un film care l-am realizat anul trecut și chiar poate fi văzut. Sunt convins că
chiar dacă e documentar, asigur că nu o să plictisească, împotrivă, o să învețe lumea ce înseamnă să schimbi rostul vieții la o vârstă mai înaintată, dacă merită și dacă e interesant sau nu, dar e, eu știu, un film care e făcut pe scheletul unor precepte morale destul de întemeiate, așa, nu știu, nu pot să mă exprim așa, dar sunt... Comoara naivă, da. Mi se pare, vorbeați data trecută despre faptul că o să fie acest film, mi se pare foarte frumoasă alăturarea de cuvinte și comoara naivă și mă gândeam, e și o întrebare și nu retorică, poporul ăsta mai e o comoară naivă, mai suntem o fără comoară îndoială, naivă? Fără îndoială, în primul rând naivitate. Dar mai suntem și o comoară, nu? Și o să vedeți naivitatea la ce poate duce. Că naivitatea nu are sensul neapărat bun. Și nici neapărat rău. Și nici neapărat rău. Când naivitate... ești mic e bine, iertați-mă, maestre. Când ai devenit adult, naivitatea deja este un păcat, zic eu. Ei, iată, se pare că ai dreptate, dar în cercul infernal n-am întâlnit pe cei care suferă de naivitate să fie acolo aruncați în focul veșnic. Dar, și nimeni nu-și ia acolo comorile după el. Tot. Fără îndoială. Dar oricum e de văzut acest, vă garantez, mai ales cinefilor, că or să le placă și o să înțeleagă multe, multe lucruri. E vorba despre un pictor naiv care la 70 de ani se hotărăște să facă Universitatea de Artă și o să vedeți care este evoluția lui. El fiind un pictor de prestigiu, adică nu oricine, e vorba cine de Ioan Măric. E un film. E chiar el, Ioan Măric, un pictor foarte important din zona asta naivă, care la 70 de ani, nu numai că se hotărăște să-și facă facultatea, dar își face și un plan. El a terminat deja Universitatea de Arte, dar își face un plan să-și facă un masterat, să-și facă un doctorat. E, să-l vedeți cum îl privesc colegii care, știți bine definiția naivului, este un om matur, fără școală, care se apucă de pictură. E, el provoacă, e un challenge, toată această definiție. Și la 70 de ani. Am avut la facultatea de teologie un bătrân de 80 de ani care era la a 5-a facultate. Vezi, fiecare cum percepe. Asta dă mie, apropo de portița de scăpare întotdeauna. Că pot să mă aștept 20 de ani pentru... Stau liniștit pentru un proiect foarte important. Uite că se poate și la 70. Maestre, mii de mulțumiri. Ne apropiem de final, câteva minute doar până la ora 15, când se încheie în mod oficial emisiunea. Spuneam, două gazde prezente aici în studio, emisiunea în comunitate, București FM 90.3. Cătălin Duță, stimabile, mii de mulțumiri. Eu de mulțumesc. Asemenea, n-a dat drumul la pașaportul la toată ora, maestre. Mă tot uitam la ce să merg. Parcă a făcut checking-ul și să nu cumva ăsta să înțeleg că vă rămâne aici. Să rămână. Și vă invit să vedeți filmele și să vă autovaccinați definitiv la politica. Spuneam Cătălin Tuse și Răzvan Orsuleanu și bineînțeles principalele mulțumiri sunt adresate ca la Oscaruri pentru toți cei care ne-au ascultat în primul rând până în prezent, până în acest moment, și tot în primul rând domnului Copel Moscu pentru faptul că ne-a onorat cu prezența. Dacă sunteți atât de drăguți, am să adresez și eu niște mulțumiri mie însumi că am avut ideea de a provoca acest festival. Bună alegere! Și pe cel de film experimental. Da, da. Și despre care am vorbit și vă mai așteptăm firește. Că vă mai așteptăm de fiecare dată când mai aveți câte o astfel de idee. Vă mulțumesc. Să ne spuneți din timp. Vă spun din timp și vă ca mulțumesc. Ca să pregăstim pașaportele pentru... să ne vizăm, ca să putem să mergem și noi. Toate cele bune și toate cele bune, o să zi sănătoși. La revedere!